Bună, domnul Sile, am ajuns la dumneavoastră, la iClod. Ați venit, domnul Cristi. Așa. Vrem să prezentăm aici niște obiecte, niște hamuri moștenite de la bunicul. Deci n-am dat bani pe ele, dar poate să-mi dea bani oricine că nu le dau. Deci acum au cam bătrâni hamurile și au cam căzut din țânte. Le-aș putea să le duc, să le renoiesc, că nu e un capăt de lume, dar nu aș vrea să le stric. Că nu mai sunt acum muncitori, oameni care au făcut lucruri din ale. Deci doriți să lăsați original. Da, da, deci nici nu le mai prea pun acum pe cai. Din, nu că nu le pot pune sau că-s reale sau că-s rupte, dar vreau să le țin la mintire că-s de la bunicu, că a fost un negustor de cai adevărat. Și îl salut și îl iubesc. Și a fost și un gospodar și un gospodar, gospodar și la ora actuală. Deci multă lume care îl știe, știe cine a fost înainte. Deci, poate să confirme, așa-i? O să confirme, pot, în mesaje, pot. Deci știe cine a fost Grigore din iClod. Că nu degeaba i-a zis că era. Deci a fost bărbat. Înainte, nu mulți cai au scăpat din mână cai grei. Cai, deci cai. Acum mai bătrân, bietul, dar are niște, așa cum iau apă bună, are niște vaci buni, are... E gospodar, are niște oiță, poacole pe lângă casă. Vreau să zic că armăsărușul Pandor, care l-ai avut tu, da, cadou, da, de la dânsul, moștie, da, deci l-am moștenit de la bunicu. A fost un armăsar frumos, un armăsar bun. Armăsarul l-am vândut, că am avut un prieten bun. Era Baia Mare, m-a tot pistonat. Și i-am zis prețul. Când eu nu o să mai fac treaba aia, dacă nu-mi de vânzare un obiect sau un animal, nu o să mai zic prețul, ăla-i prețul. Că deja, ba, ai zice un preț mare, că dacă un om e hotărât și gospodar, zice, poftim banii, băiete. Și atunci nu te mai poți trage. Cum să te mai trage înapoi? Te faci de rușine cu omul? Deci eu dacă nu-mi de vândut zăbăluța asta, nu o pun de vânzare sau deja mă întreabă prea cât e. Bă, nu e de vânzare la ora actuală. Când a fi de vânzare? Peste o lună, două, un an, ani? Bă, omule, dacă ești disponibil și financiar... Și vrei să o cumperi? Hai după aia. Dar eu nu o să mai zic... Deci m-au oprins cu târgul. Și ca și la ora actuală, mă... Mulți de la Cluj, nu dau nume, mă tăpistionează să le dau hărmăsarul pe Bruno, pe Vultur, Iapa Neagră. Mânză, păi mânza neagră nu mai e de spus. E, dar care-i faza? Ți-o cumpărat-o cineva? Cumpărat-o domnul Costel. S-o țupa pe fole domnul Costel. Aia da. Cum zice dânsul. Îl salut. E un prieten bun domnul Costel, așa-i? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa. Deci eu nu călau că e domnul Costel, dar nu mulți gospodari sunt ca dânsul. Și deja ești numai gospodar cu numele, cu G mare, deja ești numai gospodar, trebuie să muncești. Deci uite-te, Cristi, eu nu mi-e rușine să arăt pălnile. Ia să vedem. Uite-te, deci mie nu-mi-e rușine să arăt, deci astea sunt mâini muncite. Deci eu nu-mi-e rușine, eu ți-am spus, eu cer să-l încal, cer să-l o vacă, mulg o vacă. Faci curat. Deci da, curăț, cai, spăl, cai, curățuie, spăl, suie, deci mie nu-mi-e rușine. Și alte munci care sunt, agricole, cu tractorul, ei, da, cu păi acum, da, sămânatul, ai cu aratul. Primăvara, toamna, vara, e campanie maximă, deci cosă, balotat, cărată, la cine e gospodar știe. Cine e de ăștia care comentează de după laptop cu sămânța, păcat că n-am niște sămânța, ce să mă pui și așa ca și să bat joc de cutare, că n-are cal bun, sau că nu sare cal așa, sau că nu fuge cal așa. Deci eu nu cam ceva cu ei, deci... Încă pe mine mă întărâță. Că zice, bă, calul ăla nu-i bun. Bă, dacă nu-i bun. Eu uita la videoclipul ce îl pune domnul Cristi, îl poți să sar pe asta frecvența mea, poți să sar să te uiți la Nea Costel sau să te uiți că umblă tătă țara asta și filmează cai. Deci, pe mine nu mă deranjează că comentați acolo. Oricum, cai nu-s de vânzare. Deci nu este om, deci nu că nu este om să mi-l plătească. Nu, deci nu-s de vânzare. Deci eu, pentru mine, nu au pres caii. La ora actuală, nu au preț. Apoi degeaba s-a urtat că ăla nu-i bun, că ăla fură curent, o zis unul într-un comentariu, că nu știu ce. Bă, omule, eu nu mă deranjez, că dar din partea mea scrie comentarii, că dar ia-i dreptul la comentarii. Nu mă, deci nu mă supără cu nimic. Încă mie îmi dai putere și forță de muncă. Că tu mă hulești. Unul mă hulește, unul mă iubește. Deci pe mine mi-e
una mi cu una, orică mă iubește, orică nu mă iubește, eu tot așa trăiesc. Nu m-am dus la el să zic, bă, dăm o cană de apă sau dăm o coșă de pâine sau fă bine, dăm să-mi bag motorină în mașină să mă duc să văd un cal. Deci eu nu m-am dus la nimeni să-mi dea împrumut. La mine eu vinit. Și după aia mă huli. Eu am pățit treburile, dar eu nu-i zic pe cameră, eu nu mă afin cu ei. Eu, să le dea Dumnezeu sănătate, un Crăciun fericit, un an nou bun și mai fericit ca ăsta. Și de altceva, ce se mai zic? Nu le mai zic nimic. Că deja, ba, te bagă ei beață, că tot cum vreau ei fac, înțelegi? Eu mă gândesc că nu sunt un gospodar bun, nu mă laud, dar mă gândesc, în mintea mea mă gândesc. Acum oamenii mă pot judeca cum vreau ei sau na, cum vezi tu oamenii cum sunt? Că nu-l iubesc nici pe Dumnezeu unii, dar pe eu un om, că vezi că îl spur, că îl înjură, nu știu ce. Nu este om fără păcate, dar până la limită. Deci nu se înghițesc neamuri, frați, tați, tată cu fiu, mamă cu fiică, nu se împac. Asta e. Eu mă împac bine cu amnei, cu toată lumea spreaie, eu socializez cu toată lumea, deci eu am la inima aici, inima mea îi primește pe toți. Cine mă vrea, cum îs, îl respect, să-i dea Dumnezeu sănătate, cine nu, tot bine că dără pe mine nu mă deranjează că hal și pal mă hulește. E dea Dumnezeu sănătate, multă sasiște la ce pot să fac eu. Deci eu nu mai am, eu la toți dușmanii mei, dacă am, să le dea Dumnezeu sănătate. Domnul serios, zic că nu aveți. Eu dacă am, deci dacă am, să le dea Dumnezeu sănătate, să nu pățească nicio boală nimica, să stea pe șanț și să asiste la cea mai mică mișcare a mea care mă învârt. Încoace, în stânga, în dreapta. Deci eu am învățat multe de la viața asta. Înainte. Deja poate ulește baba de peste șanț că nu poate să-l șanț. Bă, las-o, de pace, care are Dumnezeu grijă de. Eu mă duc înainte. Eu nu vreau să mă laud, deci nu m-am dus la nimeni, cum ți-am mai spus, să cer o coajă de pâine. Ce am? Am făcut din pâlnile astea. Deci uite, ce am făcut de aici. Nu m-am dus să dau un cap la nimeni sau să furge la nimeni. Cam ca la toată lumea, nu-i bine. Cam azi e mai bine, mâine e mai rău, dar pe mine, că țăranul ăsta e. Cel mai bine ar și dacă, după mintea mea, dacă s-ar deschide târgurile astea. Mă, să margă baba să-și vândă acolo, dau ouă, țăranul, un purcel, o mâț, ce are acolo să margă? Și dacă nu cumperi de acolo, dar măcar mai te întâlnești cu un prieten, mai vezi un cal, mai vezi o vacă, mai vezi știu eu ce. Ce să zic mai bine atât? Ăștia din Parlament, dacă ar face bine să se gândească la țărani, că mâine alaltă negată. Și deja m-a negată că după aia e chică jos, dar știi ce? Am uzi la înălțime mare. Și când o să vie de sus, apoi vezi tu cum or face o groapă mare așa în asfalt. Că măcar asfaltul, dacă l-ar turna, să și e gros, măcar să nu se rupă cântică. Eu nu mai zic nimic, eu vreau să prezint aici nici am. Aici, cum v-am spus, vreau să prezint o parte din colecția mea de zăbăluță, de clopote. Deci începem cu zăbăluță. Uite, aici am o prăție de zăbăluță din inox. Deci asta nu a fost niciodată la cai în gură, deci nu m-a părechea ei, că nu am unele pune, înțelegi. Îs noi, asta nici nu sunt. Le-ai pus că nu ai avut ocazia în momentul... Ei, nu am pus, că la căruță nu mă duc cu cai, că nu am vreme, nu muncesc cu ei. Uite, e inox, frumos. Asta e părechea ei care e folosită la armăsarul Bruno. Deci uite-te, că de ani nu am spălat, să nu zic oamenii că... E șmecherii și asta e părerea ei. Asta dau sper că să nu mă se puși la franța aici. Una așa și una așa. Foarte frumoasă, dar carabinele de ce pele? Asta e vina cățate la... să nu mai pui de căpăstru cu... înțelegi. Vina cățate la cal. Dar trebuie să le schimb, că s-au oxidat. Acum...
Am noi, dar pentru că am păi, asta a folosit, ți-am zis. No. Cu tot ocazia sărbătorilor de Crăciun, vreau să îl felicit pe domnul Mihai de la Germania. Și să-i mulțumesc încă o dată. Îi mulțumesc, nu numai o dată, deci toată viața că mi-a oferit două zebele, una mi la căpesări, ți le arăt din sus, și asta e o zăbauă. Deci îi mulțumesc la domnul Mihai ștanțată. Unde e ștanța? Arată-mi cu mâna un pic. Aici, uite. Stai așa. Așa, s-a văzut? Da. S-a văzut. Deci e ștanțată, e... Deci asta e o sculă mare de Germania. Deci, s-o părea, nici astea nu le-am pus niciodată, că n-am avut tunie, că dreamul atât. N-ai avut ocazia. Da, și dreamul mai am, dreamul și la căpese, tăi inox, am ștanțat. Da, deci astea s-o părea, de bele, pentru un cal finuț, un cal frumos, să arate și mai frumos. Iată, da. Să fie elegant. Elegant, da. Aici vreau să prezint o zăbăluță de pony. Așa. Deci asta... Nu-i de inox, asta e de alamă. Îi de poneu. Dar, domnul Sire, nu aveți ponei? Nu am, domnul Cristi, că decât să țină un ponei, nu că nu-s frumos ponei, dar mai bine să țină o vacă în loc de un poneu, sau să țin un cal. Îi mai... Da, bine, acum poate că dacă ați fi avut copii, ați fi luat la copii. Acum da, sută mie, dacă aveam copii mici. Da. Aici, tot o zăbauă de alamă. Fie un cal mai mic la gură, fie, mamă, un poneu deja cam mari. Azi frumos, e? No. Deci, săptămâna viitoare, mai mi-ajunge ceva cu capuri de cal din Scoția. Din Scoția? Da, deci... Aveți acolo un prieten în Scoția? Da, am acea un vecin și de-aia din sănătate, pe ocazia asta, îmi trimite, adică vine acasă săptămâna viitoare și mi-aduce. E o scrumieră cu patru capuri de cal. Da, ți-o trimis poze? Nu mi-o trimis poze. Că o zis că se cadou și surpriză. Uite că așa stai ștanțat aici zăbal. Asta și cu asta e de la el. E de la prietenul tău din Scoția. Da, de la Simi, da, deci la vecinul. Și și astea dau, stă de la el. Și astea. Stă de la el. Uite că asta e ștanțată și asta. Uite aici. Ține, ține, pune palma sub fierul ăla. Că atunci se vede. Așa. Bun, s-o văzut. Așa. Eu, ce să zic? Am, nu stătea ci, deci nu stică săbăruțele, că nu le-am scos stătea, dar mai am încă multe. Mai am la capestru să mai vedeți. Da, ceva frumos. No, acum... Aveți aici niște clopote, domnul Sile. Da, poți să le muți acolo. Le ușor. Mut, da, păr în care, cum îl mut, le pun aici. Bun. Deci vreau prima dată... Dai, du-te așa, roată. Să prezint un clopot. Ăsta acum l-am, nu de mult l-am achiziționat. Așa. Deci încă se vede că nu-i pus. Dar vreau să auz un sunet la el frumos. Auzi aici. De poveste? Da. Care bate. Ăla-i numărul 9 oare? Vezi. Da. Vezi. Da, da. Îi? Da, da. Deci, pentru cai numărul 9, numărul 6. No, aici e un clopoțel foarte vechi, deși ăsta sună frumos, numai că e oxidat un pic. Se vede. N-are nimic, deci... Înțelegi? Asta e pentru oițe? Da. Aici, pentru oiță... Normal, alții zic un cingătău, dar nu e cingătău, că e mai mic, auzi. Aici, dat un clopoțel, putem să zice, ori pentru oi, ori pentru... Dar uite că ce prinsare are, aha, cu șmecherie. E ca să aibă... Păi, de exemplu, ce poți să-i pui așa, ne zic, am o aresermă, dar poți să-i pui, uite, așa, ne frumos, cu lanț, la vacă, zic. Vezi? Se mi-are așa, să nu mai pui curea, da, e un clopoțel frumos ăsta. Bate bine. No, aici atât un clopot, ăsta a fost la vaci azi vara.
Deci ăsta a fost pus. S-a crăpat pe partea aposta? Da, deci când am adus vacile și le-am băgat în graj, n-am apucat să le iau pe loc. Și s-a împins o vacă cu pieptul în iezle, iezle e beton cu țeavă sus. Da, sună frumos. Deși crăpat sună bine, stai? Da, deci când nu era crepa, era mai. Deci uite, deci era mai. Uite-te cât... are vechime și asta. Păi stai de la bunicu. Uite-te cât soros aici. Cât, deci cât o bătut, uite-te aici. Aha, stai să dăm pe el. Uite cât o bătut aici, uite-te. Deci îți dau o clupă de unul în altul, uite-te cât o bătut aici, vezi? Cât l-au frecat vacile. Foarte frumos clopot. Da. No, ăsta e clopotul. Ce l-am filmat când am fost noi sus pe deal la vaci. Ia, la... ridică-l sus, te rog. Ăla special. Ăsta dă-l încoace ăsta, ca să nu... Uite-te, ăsta e ăla fenomenal, clopotul ăla ce sună grozav. Așa. Deci și în mână sună, dar când îl bate o vacă, deci e... Altceva? Altceva. Ia să vedem. Asta să ținem mai aproape. Și ăsta cât e ceața de mare, dacă e pe vacă, o auzi vaca că e în deal. Stai de la bunică și ăsta. Foarte frumos clopot. Da. No. Acum vreau să vă prezint niște clopote de cai foarte vechi. Deci 100 de ani și peste 100 de ani. De acum mă menționez curare, le-am vorbit cu Tomoșu să mi le schimbe. Deci cel mai bun de aici, de la noi, de la Cluj. Da, deci aici vă prezint niște clopote și menționez curealele, deci sunt vechi. Și am vorbit cu Tomoșu. Deci de la noi, de la Cluj, nu-l aud. Chiar acum, astăzi îmi termină un căpăstru și săptămâna viitoare mi-a terminat unul. Deci eu nu că-l au că mi-e prieten sau că țin cu el. Nu au mâna lui de lucru. Și nu că mă uit la... Ai vrut să spui că nu mulți? Nu mulți, da. Deci nu că mă uit la canceul ăsta și îl fac identic așa. El se uită la canceul ăsta și îl modifică, de nu-ți dai seama cum l-o modifica și o deci face alt ornament. Deci mai pune de la el, frumos, deci băiatul e artist. Are ca bun, deci pune, deci pune el. Deci eu nu că l-au, că-i prietenul meu Tomoșu, dar eu... om de nota 10. Face căpestre de ham, face căpestre de graj. Tomiește hamuri, deci poate că el o să ia legătura să tomiesc un pic hamurile astea. Da, deci să nu schimbe pe ele, înțeleg, numai să pun un pic de bumbi pe ele, că o sărit aici au buțânce de să-și vede. Da. Deci să nu facă modificări. Să nu facă modificări să schimbe curele, că așa vrea să le las, să le țină cățate în cui, să mi le ungă un pic, le-am ungust, acum să le mai ungă el un pic, aha. O să arate bine. Da. Și trecem la clopotile noastre. Deci am zis de curele că nu-s bune, le face Tomul și am vorbit cu el. Aici am prezint o centură de clopot. Clopote vechi. De la cine erai? Astăzi de la bunicul din partea mamei. Asta. Deci... e vechi. Nu, deci eu sunt disponibil să mai cumpăr, dar nu găsesc. Și cine le are, nu le vinde, că... tot așa. Poate că ce avea copilul cal sau nu știu. Aici tot o centură de clopote din tate de la bunicu, din tata din partea mamei. Deci îs de 3. Nu, deci foarte bine se aude. Da, numai că un pic astenia aveți, trebuie pus un pic mai în sus, că să nu bată, că s-o canalizi gaura și să nu bată ăsta, înțelegi? Deci, da. Tomoș poate face treaba asta. Tomoșul le pune, el are cap bun, le pune el să bată cum trebuie. Astea sunt părăite de clopote, de la bunicul din partea lui tata, deci tata lui tata e rodat. Vezi, astea i-am schimbat cureaua că s-o rupt. Dar da, acum Tomoșo le pune 3 cureale de poveste. Cu țânte, cu clopote, cu... Deci arată... Când îți fac următoarea vizită, trebuie să vedem căpăstrele, alea două. Căpăstrele, da. Și curealele nu promit acum, deci eu, dacă vrea și mâine, le duc să mi le pună. Deci, dar are foarte mult de lucru.
No, și nu pot numai mie să facă, că trebuie să mulțumesc pe toată lumea. Înțelegi ce răsus? Da, da. No, auzi aici încă o pereche de... Încă o rând de clopoți. Deci asta e spărete, nu normal. Deci când le pui astea ni pe cai, așa. Și ai doi cai buni de drum. Ascultă-mă, trebuie să fii om bun de gură să vorbești în căruță. Auzi aici. Înțelegi ce vreau să zic? Nu găsești. Păi eu mai menționez ceva. Păi paste două. Tot am o bătut la cam neacostel. Să le dau și nu zic preț, dar mi-o dat preț. De cumpăr un cap. Câți bani mi-o dat pe ele. Dar nu zic de vânzare că nu mai găsesc așa. Deci să zici că ți-o dat bani mulți pe ea? Mi-o dat bani mulți. Da. Deci meream în târg cu Pandor și cu Iapa Neagră. Când ajungeam în târg și vine Nea Costel și ea și ni se uita la ele. În lontru. Aha. La tăte. Băi zic că să-ți dau pe ele. Nu zic de vânzare că nu mai găsești după aia. Și după aia stai și plângi. Că rău nu poate să spară după ele, că omul îți dă bani și nu poate să spară după ele, că nu ți le fură să zici, n-ar avea noroc de ele. Că omul, dacă zice, dăm 2 lei, atâta îți dă pe ele. Da. Și vreau să vă mai prezint un pic de brișcă aici, ne? A, aveți un briceag acolo? Da. Ia să vedem. Eu nu le am așa cu briceaguri. Aveți o brișcă modestă. Da, eu nu le am așa cu... Da, vreau să le expun un pic și așa... Da. Nu le am, uite, aici e vultur. Să vedem? Da, da. Vezi, e vultur. Așa. Ăsta l-am achiziționat de la târg, de la Negreni. Când? Da, pe de 2 ani. Când ai fost atunci cu Pandor? Da. Da, deci, uite-ți. Un pic s-o zgârie, nu, că... E că tu nu-l ții la vitrină. Da, pe nu-l ții la vitrină, dar că îl port în mașina mare, trebuie să mai tai o ață, trebuie să mai... No, aha. Nu? Da, chestie. Mai... Tai o bucată de slană, mai tai am o bucată slană, de pâine. Acum ce pică. Aha, foarte frumos. No, deci taie foarte bine. No, e stabil, e tare. E, no. Uh-huh. Deci eu l-am, cum să zic, eu l-am luat să lucru, că el nu să-l pun în cutie să stea așa, că dacă îl pun în cutie, tot așa. No, cum vezi, tu mașina mai cade pe jos, mai să zgârie. No. Eu ce sunt? Puteți să ne arătați hamurile, domnul Usile? Vreau, îți arăt hamurile, dar nu îți arăt bocile prima dată. Vrei să-mi arăți ultimate hamurile? Uită-te aici. Vreau să-ți prezint ceva atât de la moșenire din la bunicu, din partea lui tata. O botă. Deci dânsul nu-i o furșine, o focioban. Deci o botă mi-a dat mie amintire de la dânsul. Uită-te aici. Întorci așa, așa ușor. Uită-te aici. Foarte frumoasă. Uite-te. Deci e o botă frumoasă, zic eu. Bunicul tău a avut multe oi, așa ai? Da, o... Ha? Da. Aici e altă botă de la dânsul. Deci... Cum mă ciucă, cum se făcea înainte. Da, înainte erau mândrie să ai oi, înainte nu oricine le putea avea. Da, acum vedeți voi că... Tineri ăștia măr la oraș, măr la facultate, după aceea rămân cu facultatea făcută și măr și lucră la fabrici de astea, am să dau nume, 1500 de lei. Eu stau acasă, că pâinea mi-o câștig așa în ea. Eu, părerea mea că ar trebui să se pună și cât de cât un pic, pe animale. Că ea, pe agricultură în general. Agricultură, că... Poți să pui varză, poți să pui... Da, că ăștia mult, no. Porumb, poți să pui grâu, poți să pui... Da, le poți spune, știi, că vezi tu... Să-ți faci sere. Să faci sere, să te pui pe animale acolo, să ții animale, oi, vaci, cai... No, cai nu doar lapte, dar un cal frumos. Să mă refer să... No, o turmă de oi. Ciurdă de vaci, am unul să ții 100 de vaci, să ții 20 de vaci, 30 de vaci, cât e pot, sau și 150, dar nu-i... No, 200-300 de oi. E, dar zic că și una sau două poți să ții vaci. Da! Pentru familie. Bă, fiecare cât poate. Eu nu zic să ții o mie, că după aia mă înjură, bă, mămițuță la, că mi-are bine cu ele. Iar cineva și-a achiziționat niște... Tot mă întreba, cum e cu ele, cum e cu ele, el a fost șofer de tine. Așa.
cum e cu ele? Cumpără-le și le vinzi. Nu, el... Tătanul mă întreba, mă, vine subvenție. Mă, o vini! Nu, le-o cumpăra. Nu. Bă, zice, nu-i greu, da? E lucru cu ele. Nu. Ce să facem? Asta e. Și omul ce, la ce concluzie a ajuns? La ce concluzie? Bă, zice, decât să stau pe tir, e bine să stau în bot, a zis. Dar să ghicem. Bă, zice, seara vine nevasta cu mâncare, stau povești, dar pe așa eu meream, două, trei luni, nu vineam acasă, nu vedem Iclodul, nu vedem Gherla, nu vedem Clujul, că zice, mă suna șeful, să nu zic, mă înjura de Dumnezeu, pe n-a ajuns, ce faci, dor pe drum, să strică marfa, n-a ajuns la ora fixă, nu mai e mie marfa, ai cu ea înapoi, ce faci, duci, mă, pește sau duci, ceva ce să strică, dai în bar. Deci omul da. Acum e liniștit? Da, da, de exemplu, la fermă, zi, dacă stai la oi, bă, și de le dai drumul la 7, nu le dai la 6, nu-i bai drum, nu-i bai, că dă, tu ești șef, tu comanzi, tu execuți, așa, dacă ești angajat, trebuie să tragi. Ăla zice, bă, eu îți dau 2000 de euro, 3000 de euro. Păi tu mie faci treabă de 3000 de euro, nu faci treabă de 1500. Văd că acolo, domnul Sile, da. Văd că acolo aveți un căpăstru. Da, prezint, deci ăsta ai luat de la domnii de la Oradea, așa, fără ciucuri. Deci ăsta e căpăstrul lui Bruno, cu ăsta umblam la munte. De ce mai încolo? Deci uite-te că așa. De-aia sunt oxidate zăbăluțele. Demonstrez cum merge treaba la noi. Uite-te, domnul șef. Frumos. Na. Din aia ude și îs că se udă și se oxidează, na. Se rușinesc, că nu-i inox cum e asta. Na. Deci ăsta e căpățul cu care merem la munte. Na, acum... Tu zici de carabiniere. Da. Na, acum o să-mi facă Tomoșul niște căpețe bune, frumoase, elegante. Umblăm cu ale. Ăsta a fost. Bine, au arătat mai bine că păsul, dar pe ăsta l-am purtat o vară, pe vezi tu pe mașini, asudă calul, să mai scari tine de mașină, că-l mâncă piele, nu? Da. Da. O ieși treabă bună. Da. Domnul Sile, acolo aveți două căpestre, cum ați spus, adineauri, le aveți de la bunicu? Două hamuri, da. Două hamuri, îmi cer scuze. Da, deci... O să-l pun, ia cale în față unul. E, da, păi să nu-l pui pe jos, lasă că-l prezintă-l așa de pe gard, că n-are nimic. Băi, nu se închină, uite, deci nu că l-au, că le-o la bunicul. Deci, acum hamurile astea cred că sunt de 50 de ani. 50 de ani? Da. Deci, îți înainte de revoluție, cu mulți ani. Tata era ficior când le-o luat astea. Când le-o luat bunicul tău? Da, deci tata avea 5-6 ani. Când le-o achiziționa, nu. Deci acum îți dai seama că și un om să uscă groveme, nu. Deci aste hamuri au fost problemă că nu au fost nici purtate. Că nu le porți. Nu e mare problemă că... Nu, dacă este când sta cățat în cui și nu, nu a fost problemă. S-a mai spus adinoar bun, au fost oile. Eu cumpărat că au avut bani. Nu au fost pe județul ăsta hamuri de astea când le-o, deci când le-o avut bunul ăsta. Nu acum, când le-a adus bunul. Nu au fost pe județul Cluj, hamuri de astea. Și dai seama, el cum a fost coile, cam ultima dată, le-au cățat frumos într-un cui, nu mai umbla nimic cu el, nu. Dar, nu, nici de hamuri bune, stai să-l pun ăsta cu capul în tot, invers, nu să-l pun nimic. Prezintă-ni-l așa de sus din mână. Dar vezi să nu-l ard. Lasă-l, că de la nu-i de aur. Uite-ți, să arăt aici. O cheale lucrată. Duceam un târg și cumpărați hamuri. Duceam un târg, uite-ți aici. Nu-i crepată deloc, nimic, nimic. Uite, aici s-o descusut un pic, nou, s-o coptața. Dar uite-ți aici cheale asta. Înțelegi ce vrei să zic? Foarte faină. Nu, deci să... Poți să le pui înapoi. Eu zic... Să pun așa acum. Mă vine pe cal așa. Eu... Nu că mă laud. Da, ăsta e un simbol
de la bunicul și nu le vând. Deci poate să vină, să zic că, bă, îți dau pentru fiecare cureaua de asta 1000 de euro. Bă, du-te de aici acasă, zi la bunicul. Deci nu îți e vânzare. Așa e, ăsta e părerea lui. No, aici ne-am avut un cioban, s-a bucat și-o vopsit căruța și n-o băgat de seamă și-o opideu albastră acolo. N-are nimic. N-are nimic, că nu deranjează. Da. Cu atât are pământare calul, dacă îl pui pe cal și are pământare. Da. Și nu trage la el. Domnul Sile, aici observ că ai un bici. Da, deci vreau să-ți prezint un bici. Nu e un bici luat de la Badea. Deci asta l-am achiziționat în 10 iulie la Târla Sânt Petru. De la, să nu zic alții că sunt cu el sau că nu știu ce, de la unchiul Ciobrea. Deci și ăsta e acum frumos, dar au făcut niște biciuri, niște scule, cum s-ar zice. Operă de artă. Eu n-am văzut în România, deci nu în Cluj sau în Timișoara sau în asta. No, deci eu cu biciul ăsta l-am mai folosit un pic, no, deci mi-are bine biciul, no, de la dânsul, cu tot, auzi, cu tot că mi l-au făcut. Nu mi-l-o da gratis, că mi-e și neam, deci brânza e pe bani. Nu, e fac dacă... Da. Și la un pic jos mai spui, trebuie să ai mână, că deja bă-ți cumperi tu BMW și tu nu știi să pornești, că-ți moare motor. No, pe și biciul ăsta, deja bă-ți cumperi bici la el cu, nu dau suma, nu știu, cu cât să vine ție, nu mă interesează, și tu cu undiță, nu. Unchiu, eu mă gândesc, mâna lui mai ceva ca un burger de aur. Deci mai ceva, deci eu nu că zic că nimeni e un cash. Că mulți mă spunea, bă, cu cât face biciuri? Are număr de telefon sau îți dau numărul dacă nu ai? Vă dau numărul de telefon, mă puteți suna, nicio problemă. Am numărul, vă dau numărul de telefon, îmbunești, îl găsâți. Și mergeți la el și apoi face stârgul. Cam dacă biciul ăsta zic, de, un exemplu, de 100 de lei, se poate da cu 50 de lei. Îți face de 50 de lei, dacă zic, nu. No. Am cine își cumpără un bici, nu își cumpără oricine un bici bun, părerea mea. Cam un oricine. Sunt colecționeri, sunt oameni care au cai foarte frumoși și doresc, da, să aibă la colecție bici. Da, de la, da, domnul nu, Ciobre... că nu cumpăr, mă, nu cumpăr un bici cu 5, 6, 7 milioane să bat care. Cumpăr să lăcăți acolo un cui frumos, să am și eu un bici, așa, să dau după mâță, că nu prin șoareci. Da, deci eu sunt mulțumit de unchiul Ciobrea ce face. Are o mână de aur. Mai ceva ca un bulgar, eu ți-am zis, deci eu nu că laud, deci e bărbat. Eu, părerea mea, da, aia ai văzut, are și mânci fain. Da, da, și-au achiziționat doi mânci, frumos. Da, am văzut acolo un videoclip că m-a provocat unchiul că... Cu ce? Mânza mea e mai bună decât mânjii lui. Mă, unchiule, nu știu dacă e mai bună, a mea e neagră, tăiezi roșii. Că a, o să-ți că se ia după mine, că numai eu am voie să am cai curați. Curați rămăsare și mânza, că de ce-i mânza murdară? Că așa m-a întrebat cineva, bă, de ce nu îl ții pe aia curată? Mă, nu că nu o ține curată, că de cum cer să-l 7, 5, 6 cai. Nu-mi e greu să dau și pe aia. Are un puf de mânză, că nu năpârli. Deci o să ții pe părul de pe ea și o să se facă curată, frumoasă, elegantă. Dar oricum, poate să fie murdară, că nu-i de vânzare. Nu. No. Deci nu-i de vânzare, că nu-i de vânzare. La ora actuală. No. Eu nu mai povestesc nimica, eu las pe alții să mă judece. Eu judecat cum știu eu și fiecare cu treaba lui. No. Eu acum, știi ce zic? Să încheiem capitolul ăsta. Adică nu să-l închem. Și să mergem să filmăm cai. Să vedem căruțe. Da, să vedem din ei. Da, că așa e mai bine. Aici vreau să vi-l prezint pe Bruno. Armăsarul meu. Nu-i de vânzare. Doar pentru montă publică. Eu zic că e un cal.
educat și un cal deștept. Numai domnul Stelică o mai avut așa ceva pe curtea lui. Ghetul s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu intrăm în discuții, no? Ghiuri a fost un cal identic ăsta. Și eu mă mândresc cu domnul Stelică că a avut așa exemplar frumos. Și nu numai că e frumos, că e gras. Un cal deștept. Cum a zis Stelică. Băi, eu nu mă gen că nu mă duc pacii, că gen nu-mi pot drept. Mă duc în dreapta, în stângă, dar te mă duc, pe așa și eu cu el. Hai, bă. Sus, hai, bă. Sus. Yeah. Sus, hai, bă. Sus. E ceva frumos pentru el. Hai. Acum mă gândesc că când o să-i pun un căpăs frumos de la Neluțul Tomo și la prietenul meu, să fie ceva frumos. Pe el și calul, dar pe când o să punem. E bun. Domnul Sile! Domnul Sile! Da! Vă place zăpada asta așa mare pe aici? Mă, omule, îmi place că cei de la Dumnezeu tot timpul. Ia îmi place, deci eu nu că nu o iubesc zăpada. Dar pentru noi fermieri e așa plăcută, într-o vorbă, da? E plăcută, nu? Înțelegi ce? Ce vreau să zic? No, deci eu, așa, cei de la Dumnezeu nu putem schimba, apoi zic că cine e ce-a vrea. Cum să vii aici înainte? Ăsta cal Cristi m-a ridicat în picioare maxim. Nu m-am așteptat să am atâtea monte, am montat foarte mult pe ea prin primăvară să vedem produs bun. Mă gândesc? No, nu fiecare. E brune. La comand, nu așa pe mijmașuri, pe șmecherii și de-ală. Frumos? E un cal bun. O lucra calul mult în pădure, eu știu să umble de pe o maxică. Sile, adă-l aici, te rog. Lasă, că e bine, e bine, lasă. Ocu-tata. Cum te înțelegi cu el? Foarte bine. Un prieten bun, așa-i? Da, de jocul ăsta, Cristi, nu-mi povestești minciuni și șmecherii. Nu mă tem să mă duc, bă, oare mă duc la montă, dar oare vin acasă cu o costă ruptă sau cu ceva. Deci eu strigne. Nu-mi e rușine cu el unde mă duc. Am fost la multe expoziții. Am fost la multe. Am fost la câteva expoziții, am luat premiu special cu el. Eu sunt mulțumit de el, deci eu mai zic. La cine nu-i place de mine, să ne place de calul ăsta, nu-i obligat să se uite la videoclipul cu tare. Poate să sară un episod, nicio problemă, nu. No, deci e foarte frumos, cum să sară? Bă, este om, poate că ce nu-mi place. Dacă nu-ți place, domnul, nu-i uita, dar nu-i o nimic, nu-i un capăt de lume. Eu mă duc în sus, mă duc în jos. Ai văzut? Lasă că e bine. Nu-l mai pune. Nu mai încerc, să nu mă cal. E un cal mult de pădure. Bine știi. Aici, Bruno. Du-te acolo în tarcice. În tarcice, pe loc. Pe loc, hău. Nu mișcă. Nu mișcă. Fie cum e și deștept. Ai un prieten bun ce te ascultă. Da. Dar și tu ai grijă de el. Maxim. Poate mă crezi, poate nu mă crezi. De n-am mai multă grijă de el. Adică de el. Mai mult ca de mine. Cuvântul meu. Deci eu meream la munte, că meream, de exemplu, porneam dimineața și ajungeam noaptea.
Da. Deci poate să-i un exemplu, că am unul că n-am, nu am bani să mânc. Poate eu nu mâncam asta, dar el, 3 pâini, 4 le sufla. Deci aia contează. Dar ce când l-am dat din camion zou? Atât au făcut. Deci nu m-am gândit, bă, eu am montat că era 5 pe mai montez una. Eu nu m-am avut teama aia cu ea. Bruno, întoarce-te! Întoarce-te! Fii cu minte! Vine aici! Oh. S-o acum, adă în coace. Adă. Oh, hai! Ce faci, dragule? O să care poziție bună ca lui, uite-te la el. Yeah. Nu ți-am adus nimica. Are tata Sile grijă. Are tata Sile grijă de tine. Am eu de asta mai mult ca de mine, spui eu, Cristine. Suric înapoi și nu juca. Nu juca încet. Încet. Oh. Oh. Deci merge un pic în sus și îl aduc după aia pe peretea lui, se pune în altă pe peretea lui Vultur. Bun. Susa. Frumos, să știe ridica. Bun, las, că e destul. Hai să-l ție de gură și anii. Fii atent, hai file. Hai să-l ție la ce. Sau oricare. Întoarce-te aici, întoarce-te. O, vreme. O, măi, cum au. Fii cu minte, măi. Fii cu minte. Aici vreau să prezint tot urmânzim Bruno. Eu n-am și 4 luni. Așa. E un pic de probleme că el nu a avut căpăstru cu zăbeale în gură, deci nu prea știe încă el să... Deci nu prea știe, știi, înțelegi ritmul cu mâina, dar nu e problemă, trebuie să învață, că acum e la școală. Întoarce-te cu Bruno aici. Du-te mai jos și întoarce. Bruno, mă. Cum ajută? Așa, da, acolo. Bruno. 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 Aici e armăsarul Bruno care a montat cu el, cum am mai spus. Aici e viitorul, deci viitorul armăsar. Ca să-l dau un pic de tăcal. Oh, Bruno, prima. Nu știe el încă. Bruno. Deci de-aia iubesc că uite-te, n-au treabă, nu se bat. Bruno. Cu minte. Bruno. O, uite ce a fost un blac pe ei. Se l-a pisit pe vulpe. Sile. Deci eu îți spui, îți cumins că ai unul că zice că zvârle că mușcă. Fac o demonstrație, domnule. Da, zvârle! Că n-ai bani să-l cumperi, zvârle! Cum? Uite ce, eu mă pot băga aici. Ni. Zvârle, domnule dragă. Zvârle, ni și ăsta. Ni, dă la tata. Ni, pe nu vezi că dă din căpciorul sus, zvârle. Ăsta la fel. Ni. Și ăsta. Zvârle mușcă și nu trage. Aia e garanție. Aia-i. Foarte frumos căluța ai, Sile, bravo. Uite. Ni, vilezi, calde în calde. Zvârle, dar. Așa, ca unul a zis că zvârle, bro. Pasă, mă, să zvârle, bro. Când ai auzit-o așa ceva? Am scris într-un comentariu. Ne. Dă la pe tata. Dă piciorul, ho, ho, mi. Hai și mă lovi, mă, de rup 10 coste. Și ăsta la fel, mi. O, mă, stai cu mine. Zvârle, ca, zvârle, armăsare. O, mă, stai cu mine. Zvârle, dare. Mă, te că le zvârle pe duce din jei, ăla zvârle, sunt de mi. Din călțătură pe mine, mi. Și pe față, uite. Merg un pic în sus, vin înapoi și-o pe mine. Oh, bun. Hai,
Bună! Când Mânzu face 2 ani la primăvară și el face 7, la băgați e seamă, când Mânzu face 4 sau 3 sau 4 și Bruno că face 8 sau 9. Nu zic că nu sunt cai mai buni în România, deci eu nu povestesc fără mine, dar părea că e ca asta de cai, nu o să fie. Mânzu o să fie un pic mai înalt ca Bruno, un pic mai înalt ca Bruno, să băgați de seamă. Bine? Și o să fie o perete de armăsari special, culoare, marcă, deci amândoi au marca Mercedes, la Miclea din Cluj, deci marca ai amândoi, marca pe picioare, deci n-are o rotă de, ăsta n-are o rotă de aia, cum să zice, de Dacia și una de BMW și una de Merțan sau de nu știu ce. Merțan. Tăți au marca. Uite, de distanță între picioare și din spate, definează-l. Picioarele apoi filmează distanța acolo, distanța aici. Stai cu mine. Bine, Mânzu e tânăr, că Mânzu face 2 ani la primăvară. Stai cu mine. Mânzu n-a avut cantină ca la mine. Așa, așa, lasă-l, așa. Așa, că așa-i place lui să-l vadă oamenii, că l-o huli, că e un cal hâi. Cât e de frumos, de aia s-a întors. L-o huli, că o zis că e un cal hâi. Doamne tăi. Sile, noi zicem că e frumos. Și noi îl vedem că e frumos. Eu nu zic că e frumos. Stai cu minte, nu poate să zic că e frumos sau că e frumos. Treaba lor. Stai mă, Bruno, mă. Ultima! Sus, Bruno! Beaturi, tata mea regă! Să trăiți! Aici vreau să vă prezint pe regina Cerna. Mânza cu sufletul ei. Asta am zis că e murdară, nu-i probleme. E murdară. Nu prea apoi la zăpadă. Hai că nu-i umedă. Nu-i umed pe ea. Nu, nu. Da. Du-te încolo, Sile. Ok. Aveți de pus să nu dai cu pe el. Nu, 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 asta, asta, asta. Hai, ia-ți. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop. Hop, hop, hop. E să nu o lovești. Domnul Sile, hai mai încoace. Oh, 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 oh,
Hop, 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 hop. Hop, chicahu. Că s-ar duce și bătrân, am tic. E disponibil să dau 2000 de euro pe mânză ca asta. Oh, o lovit-o? Nu. Să nu dai. E disponibil să dau 2000 de euro pe mânză ca asta. E așa murdară. E, dar nu mă s-o găsești. Băi, așa e murdară să o găsesc. Sânge de ăla și bolunzare de aia și formia. Hai da tu, hai acasă, hai. Lăsați, lăsați-o. Să umple copitele, vezi ce. Hai da tu. Prin ce? Ia-i. Asta e grea ea, păi, gestantă, nu prea are echip de... Și poate am venit, că m-a fost dus la oi. Ai fost dus cu ea? Da, tata, a fost dus la oi. O scoate așa la plimbare, așa-i? Cum să zice, cu ea muncim că e poctogită de iarnă, omorți cu 2 kg de zamă, o pide mâncare la ciobancă, nu putem merge cu mașini. Păi zăpada de o jumătate de mii. Cu căruța? Da. Cu căruța. Hai, dai. Hai, regine tău. Hai, dai. Tău unii ani. Hai la tatăl. Deci, cum v-am mai spus, nu-s de vânzare nici armăsare, nici apa neagră, nici mânza. Nici apa galbenă ce o am, nici aia roșie. Că am arătat roșie, de-aia nu filmăm amu, că nu-i... Nu-i ce trebuie. Că e... Ai băgat-o la cantină, așa-i? Da, da, da. Deci apa trebuie pusă la... Hai în față. Hai de-aia tu, hai de-aia. Yeah. Ce-i place la murdării să se joace în zăpadă? Ia. Hop, 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 că tu ai frâng, e bun. Are ABS. Ce-ai dat drumul? Are ABS. Ai văzut? Ce frâng e bun. Hai, da tu! Hai, da ta! Băgăm în zapa acolo acasă. Ce greu umbli pe zăpada asta, mă. Niciun spor nu ai. Consumăm motorine, cum consumăm mașinile, mă. Mai multă energie decât trebuie. La un pas. Da, eu vreau să vă urăsc încă o dată Crăciun fericit și să aveți sănătate. Merim, că mai avem de muncă. E ora 3 imediat, ne dăm animale la bază.